Alertă în Ucraina! Putin ar putea relua atacurile dinspre nord. Trupele rusești ar putea relua atacurile în regiunea Cernihiv, într-o nouă tentativă de invadare a zonei de nord a Ucrainei. Autoritățile locale se tem de o nouă invazie, în contextul în care în zonă au loc zilnic bombardamente rusești. Luptătorii ucraineni iau în calcul un nou atac și se pregătesc să riposteze. Au trecut doar șase săptămâni de la retragerea trupelor rusești din regiunea Chernihiv, din nordul statului Ucraina. Dar cu toate acestea, autoritățile locale au rămas în alertă. În orice moment se așteaptă la noi atacuri din Rusia. Pentru aceasta se pregătesc în fiecare zi, luând în considerare cele mai pesimiste scenarii. Odată cu venirea primăverii, vremea s-a schimbat, căldura a uscat zonele mulăștinoase care au dat de furcă vehiculelor militare ale invadatorilor. Rușii s-au retras, iar populația din zonă a început să revină acasă. Zeci de mii de persoane obligate să fugă din calea războiului s-au întors pe măsură ce căile de acces și serviciile publice au fost restabilite. Ne pregătim pentru o posibilă reinvazie. Autoritățile de la frontieră sunt în alertă. Din punctul lor de vedere este mult prea devreme pentru ca viața în zonă să revină la normal. În orice moment rușii ar putea reveni cu noi trupe, cu noi echipamente militare. De altfel, zilnic, în zona au loc bombardamente de peste graniță, din Rusia. Între două și opt obuze explodează în regiunea Cernihiv în fiecare zi. Această estimare îi aparține lui Alexandr Sereda, comandantul adjunct al Poliției de Frontieră din regiune. Potrivit spuselor sale, în mod regulat au loc ciocniri cu militarii ruși de peste graniță. Trupele ucrainene sunt obligate să riposteze la focul tras de dușmani. În orice caz, ne pregătim pentru o posibilă reinvazie. Ei, rușii, ne atacă pozițiile și orașele. Nu au nicio noțiune despre regulile de angajare, a spus oficialul ucrainean, conform publicației New Times, RU.